Agricultura este pentru majoritatea oamenilor din zona de munte singura sursă de venit. Din păcate, perioada pandemiei a fost un impediment major pentru aceștia, întrucât vânzările nu au mers deloc bine. Bani puțini și multă muncă, agricultorii nu primesc niciun sprijin din partea guvernului. Deși nevoile sunt multe și bine cunoscute de către autorități, agricultorii sunt uitați de către aceștia. Agricultura românească și produsele autohtone ar trebui să fie o mândrie pentru autoritățile guvernamentale. Sănătoase și gustoase, din păcate, produsele românești sunt înlocuite pe tarabele din piețe cu produse importate. Puține au mai rămas din lipsă de sprijin care încă mai practică agricultura. În zona de munte, de exemplu, pentru majoritatea oamenilor, agricultura este singura sursă de venit. Ați dori să primiți sprijin? Păi bineînțeles! Eu nu, dar măcar copiii, că eu la anii mei nu mai am umblut după acte, după... Nu avem 8 hectare de pământ, avem acasă. Dar, nu, așa mai facem, n-are rost să... Credeți că agricultura are șanse să fie dezvoltată? Păi are, dacă ne ajută statul. Dacă nu ne ajută statul cu banii din buzunar, mai e greu. Nu vedeți exact proverbul ăla bătrânesc, ce e pe mere, dai pe pere. Ați primit vreun sprijin guvernamental? Nimic. Dar v-aș fi dorit să primiți. Ei, cum? Oricare și-ar dori un ban acolo. Agricultorii își doresc cu ardoare un sprijin din partea guvernului. Dezamăgiți fiind, speră totuși la o schimbare în bine și pentru producția lor. Chiar dacă nu suntem de ei subvenționați, măcar să ne dea un loc în care să putem procesa marfa, să putem duce. Nu neapărat să ne susțină, dar să ne poată da undeva, să ducem și noi marfa, nu să stăm cu ea și să nu vinde. Să o aruncăm. Dacă nu de mult, agricultura era un punct forte pentru țara noastră, acum este uitată complet de către autorități. Agricultorii necesită a fi sprijiniți astfel încât produsele autohtone să poată prima în fața produselor importate. Din păcate, agricultura este singura sursă de venit pentru majoritatea oamenilor din zona de munte, dar mai ales pentru cei din mediul rural.